Duminică, turcii și tătarii din Megidia s-au mobilizat pentru a face curățenie în cimitirul musulman din municipiu. Dacă la începutul lunii locul a fost vandalizat și zeci de morminte au fost distruse, acum comunitatea a muncit din greu pentru ca locul să fie din nou curat. Comunitatea musulmană din Megidia s-a mobilizat duminică într-o amplă acțiune de igienizare a cimitirului din localitate. Oamenii au făcut curățenie la mormintele celor dragi și nici aleile nu au fost uitate. Astăzi, duminică, 20 noiembrie, întreaga comunitate musulmană, la inițiativa pe care am luat-o, ne-am adunat să facem o curățenie generală în cimitirul musulman, mezar locul nostru. Mulțumesc pe această cale tuturor celor care au participat, care participă, și sper ca în următoarele inițiative pe care le voi lua să fim cu cât mai mulți, cu atât mai bine pentru întreaga comunitate. Primăria municipiului Megidia va angaja două persoane care vor face mereu curățenie în cimitirul musulman. Inițiativa imamului Hussein Onder, comunitatea musulmană s-a strâns la cimitir pentru a face curățenie. Vreau să vă spun că această acțiune noi am demarat-o cu câteva săptămâni înainte, la inițiativa domnului primar Valentin Vrabie, domnul consilier Arslan Onzgân împreună cu cei de la ajutor social și cu cei de la curățenie de la Apollo, au început acțiunea de a strânge gunoaiele. Știm că aici este o problemă în sensul că cimitirul musulman, neavând personal angajat, în timp se strâng foarte multe, cresc ierburile și se strâng foarte multe gunoaie, dar avem sprijinul domnului primar de a se angaja două persoane de religie musulmană care vor face permanent curățenie și pe această cale dorim să-i mulțumim domnului primar și consider că este o bine meritată un lucru bine meritat din partea domnului primar, faptul că ne sprijină și sprijină comunitatea musulmană ca să putem avea un loc curat, liniștit. La apelul făcut de imam, mulți musulmani au răspuns afirmativ și au venit în cimitir pentru a curăța mormintele celor dragi, dar și aleile. Ca să facem curățenie la mormintele părinților noștri, bunicilor, prietenilor, rudelor noastre. Este o inițiativă laudabilă. Felicitări pentru Uniune, felicitări pentru Hoxha Onder că el a inițiat și mulțumim concetățenilor noștri care au venit să ne susțină. Suntem foarte mulți astăzi aici. La începutul lunii noiembrie, aproape 50 de morminte au fost distruse în cimitirul musulman din Megidia. Deși acesta se află în centrul municipiului, fapta s-a petrecut chiar în timpul zilei. Mai multe morminte au fost distruse prin dislocarea și devastarea plăcilor funerare. Unele au fost chiar inscripționate cu diverse simboluri apreciate de mulți drept sataniste.